Bună ziua, dragi spectatori! Fiecare țară din Europa are o zi a culturii naționale dedicată unei personalități marcante din domeniul cultural. Cea mai potrivită zi în acest sens pentru cultura noastră națională este ziua marelui poet Mihai Eminescu. Este o dată deosebită, fiindcă vorbim limba lui Eminescu și ne aliniem acelorași valori spirituale și culturale. Cu acest prilej, Teatrul de Amatori, VOAB, Viața, Omul, Arta, Bunătatea, vă aduce sincere felicitări și vă dorește vizionare plăcută. Anul 2014 a fost declarat de către Parlamentul Republicii Moldova anul marelui poet Dumitru Matkovski. Cu acest prilej, începem cu poezia poetului nostru drag, Plânge o femeie, recită Lucia Ioniță. Plânge o femeie pe un mal de ape, lacrimă pustie arde-i sub pleoape, ia murgul roșu parcă ar fi de sânge. Pe un mal de ape, o femeie plânge. Bate aplic vântul, valurile tună, se adună norii și se înfurtună, salcie bătrână, dureros, se frânge. Pe un mal de ape, o femeie plânge. Greu ca plumbul cerul, plumbul se topește, ca o vamă noaptea din țărâne crește, sub aripa nopții pasărea se strânge. Pe un mal de ape o femeie plânge. Se aprind lumine, undeva, departe, călătoare umbre se întorc din moarte. Zbor solemn de clopot prinde glas, aproape, o femeie plânge pe un mal de ape. Cine e femeia și de unde vine? O cunoaște cine? O așteaptă cine? Greu lovește în stâncă fulgerul s-o crape, o femeie plânge pe un mal de ape. Vânturi mărite, soare, norii, tare zgrei, luminează lumea mare și căsuța ei. Pasăre din cer coboară pe o rămurea și învață puișorii a zbura. Continuăm cu aceeași tematică. Femeia. Ion Luca Caragiale, Grația Domniței. Recită Alexandra Cilici. Pe când lacrimează, iată că deodată, din
iarăși al faței un cer biserată, cu bogate coarne, cu pasul ușor. A sudat de goană cu ochi rugători, vine și în genunchiul ale ei picioare, grația imploră ca să nu-l omoare. Dar și-al ei mire, iată că sosește, arma sus, ardică și ochii țintește, ca vântul apric cu sunetă lungă, pe cercând în coastă, vrea ca să străpugă, nu! Striga domnița, nu da, dragul meu, pe acest cerb sărmanul vreau să mă încheiem, căci mie în genunche el s-a prosternat crezând că de mine poate fi salvat. Mie în genunchi a venit să ceară grație. Eu nu pot ca să-l las să piară. Și zicând acestea, ea a dezarmat brațul ce-al său mire ține ridicat. Mirele se lasă îndată înduioșit, către cer se întoarce cu blândețe și când vin toți curtenii cu armele ridicate, mirele îi zice: mergi, libertate! Mult poate femeia cu grația sa orice răutate, ea va dezarma. Da, o femeie poate într-adevăr dezarma. O poezie atât umoristică cât și filozofică ne va fi prezentată de către domnul Vasile Domete. Dumnealui vine cu lucrarea Anii Vieții. Când a dat Dumnezeu preasfântul, care a făcut și cerul și pământul, dorința și încununii opera măreață, a adunat viețuitoarele într-o grădină. De la ichtiozaur și până la jivină, și arătându-le se lor de sus, s-a pogorât și omului i-a spus: tu, lume, micuța mea insectă, ești creatura mea cea mai perfectă. De aceea ți este hrăzit anume să stăpânești întreaga lume. Ocean și mare, deal și vale, cu întreg unii de flori și de minuni, cu toate fivor ale tale. Fecioare împliniri cu primăveri țărfiturale în amfore plăceri, granit și fier, avânt și energie, mâna ta vor fi o jucărie. Tronând ca un titan printre titani, să-ți duci viața tu 30 de ani. 30 de ani? O, Doamne, vai! Pentru atâtea bunuri câte-mi dai, atâta cer și atât senin. 30 de ani, mărite Doamne, e puțin. Cum mă faci stăpân pe o lume de povești? Și când ți-ai sorb parfumul, mă jertfești? Ei bine, așteaptă. Așteaptă-o leagă. Poate iau de la altul. Și-ți dau ție. Oh, dar ce văd aici în careu? Ia vino încoace, boule al meu. Tu, fiindcă ești, ai fost un bou atunci, ți-am hrăzit cele mai grele muni. Să tragi la jug o viață de durere, să suferi umilințele în tăcere, să ai o limbă lungă și să nu poți vorbi. Să nu te învie soarele, nici luna, să ai ochii în lacrimi totdeauna, să ragi, să rumegi iarba neîncetat și peste toate astea, boule, să fii înconorat. În suferință crâncenă și mută, ca orice bou, trăime ani, 100. Mult, mult, prea mult, Doamne, mai ian din ei și te-ai slăvi în veci. Da, mă vei slăvi. Prea bine, deci, atunci, ia anii tăi. Dă-i omului. Vreo 20. Dar ce-au dă-i omului? Ia vină în coace, cuțule al meu. Tu, câine, cât ai să trăiești, să dai din coadă și să te lingușești cu lacom și bănuitorul pe clean, să latri și să muști pentru un ciolan. La soare tu să latri aerit, să linți piciorul care te-a lovit
Și tot așa, prin jabre și dușmani, să-ți duci viața 40 de ani. Ce? Mă latre? Nu-ți convine? Atunci de anii tăi dă-i omului vreo 20. Dar tu ce faci acolo un pom drăguță? Ia vină, cu atât cine ești? Eu sunt mai mulță și mă supun nimeni tale legi. Ei bine, tu să fii de râsul lumii întregi. Împetice și cu basma pe față de-i dânsui la circ ca o paiață. Să faci tumpe cap și în picioare și dosul să-l arăți la fiecare. Să te hrănești cu ierburi și castani și să duci viața 40 de ani. Mult prea mult, Doamne, doar sunt atât de mică și în jocuri nimic nu mă întrece. De ți se pare mult, mai muțică, atunci din anii tăi, dă-i omului, vreo 10. Așa că, dragilor, omul nostru, cum vă spui, trăiește cei 30 de ani ai lui. Uitați-vă la noi, cei mai frumoși, ca visul și avântul cu care ne-am vrenicit preasfântul. Trăiește și iubește, înalță imnuri către soare, vin și temei și flori și sărbătoare, trăiește așa cum îi fusese scris, 30 de ani de cântec și de vis. Pe urmă, începe lucru. Nu e nou să-și trăiască anii cei de bun. Sensoară, un indiciu capital ca și intrat în regnul animal. Face copii și în pragul tinereții trage amar la jugul greu al vieții și se întărâtă lumea să o răstoarne. Și tot ca pomă, foarte adesea, foarte. Trecând așa, de azi pe mâine, devine rău și latră ca o câine, de ți se pare că ai ceva cu el, e dur și egoist și infidel. Pe urmă, așa, mai fără să se vadă, ca un cățel mai dă și el ades din coadă. Și începe bietul găgăuță să-și ducă anii de maimuță. Se împuținează în trup, încărunțește, ar vrea să zburde, dar se împleticește. Din șolduri atârnă cărnuri vechi, îi iese păr din nas și din urechi, devine surd și chior și chel. Și cei mai tineri își cam bat joc de el. Copiii chicotesc cu el în cor, dar cei mai mulți șuptesc ca dat în mintea lor. Până într-o zi, cu membrele inerte, închide ochii. Dumnezeu să-l ierte. Așa, să știți că dacă judeci o lecuță, te naște un înger blond și mori ca o mai mult. Se naște înger blond și moare mai mult. Mihai Eminescu n-a ajuns la anii bătrâneții. La vârsta de 33 de ani, el este internat în mod forțat în ospiciul doctorului Șuțu, sub pretextul unui tratament medical obligatoriu. Marele poet este otrăvit lent cu mercur, bătut în cap cu frânghie audă, îi se fac băi reci în plină iarnă. Autorul acestei crime este chiar mentorul său, Titu Maiorescu, într-un moment când guvernul lui Carol I urma să încheie un tratat umilitor cu Austro-Ungaria, prin care renunța la Ardeal. Eminescu a criticat dur acest act de trădare națională, devenind, de fapt, unul din deținuții politici ai statului modern român. Autorul Vasile Cocarcea, Asasinarea lui Eminescu, recită Lucia Ioniță. Comanda a venit de sus. Le-a trebuit să mori supus, în maniera cea mai dură să-ți pună lacătul la gură. Cuvântul tău i-a supărat pe marii demnitari de stat. Tu concepeai cu nerăbdare să ne refaci Dacia mare. Ei
prin tratatul clandestin ce dau Ardealul la străini. Căderea ta, un act cifrat din umbră bine dirijat. Rămâi tablou încremenit, câte minciuni ți-au zămislit, că ești un tip periculos și xenofob capricios, îți pierzi controlul, n-ai rușine și ameninți femei străine, ești refractar la orice lege și vrei chiar să-l ucizi pe rege. Te spionau la orice pas ca să te bage în impas. Apoi coboară din mister verdictul strigător la cer. Cu forța, prin înșelăciune, te duc la casa de nebuni. Deși erai om sănătos la vârsta lui Iisus Hristos. Când a venit de sus dictat, ai tăi prieteni te-au trădat. Și cât ar fi de necrezut, chiar Maiorescu te-a vândut. Acest avar nebănuit, călăul tău a devenit, plătind 300 lei lunar să fii dement ereditar, adică deținut martir aproape 6 ani în șir. Probabil iadul n-a văzut prin ce calvar tu ai trecut. În plină iarnă, în mod barbar, ei te-au legat ca pe un tâlhar. Cu apă rece te-au stropit și cu odgonul te-au lovit. Nefericita Veronica, puterea ei era prea mică ca să te scoată din spital, din mâna unui criminal care prin falsul tratament te-au sândit la moarte lent. Nu tu că ai murit uitat de toți și înjosit, ci ei, călăii ticăloși, n-au fost la minte sănătoși, s-au dus prin gura cea de lup cu tot cu suflet și cu trup, Isaac și Șuțu, Marinescu, Ventura, Carp și Siderescu și chiar același Maiorescu. Pe cerul țării trecător, tu ai rămas nemuritor, iar neamul nu te-a părăsit. Nici după tragicul sfârșit. Domnul Vasile Cocarcea este prezent acum în sală. Poezia mișciană întotdeauna era sursa de inspirație. Autorul piesei ce urmează este un tânăr de doar 16 ani, care și el, la rândul său, pur inspirat de creația marelui poet român. Tata lui a compus muzica. Astfel a apărut cânticul Este în lume o țară. Interpretează autorul muzicii, regizorul teatrului VOAP, domnul Gheorghe Ioniță. Este în lume o țară, Moldova se numește, și un talent de seamă în ea rar se iubește. Acesta e adevărul și așa n-are ce-și face. În frunți viața cu răul și dracul ți-este frate. Te ieși în evidență cu un vers sau cânt, poate. Să mergi vrei mai departe, pardon, dar nu se poate, căci baza tuturor e banul ochi de drag. Și astfel multe gerii necunoscute zac, da, astfel trăiești viața și de-ai mereu amarul. Și nu e foaie verde, căci este plin păcarul, e plin cu vârf nighiobul și amar de-ți iese ochii. Și fără să mirei, atunci îți amintești de plopii. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut, mă cunoști.
cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. Sunt fără soț sărmanii și leșnic străjuiesc, cu soarta lor amară lucea fărucesc. Și nimeni nu le știe durerea sufletească și nici mântria mare de liță împărătească. Este în lume o țară, Moldova se numește.